Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ultimele zile ale lunii noiembrie vor fi destul de tensionate. Situația va deveni tensionată nu numai din cauza aspectelor dizarmonice dintre planete, ci și din cauza influenței ambigue a configurațiilor pozițiilor karmice. Luna plină din Zodia Gemeni va înviora Gemenii și Racul și va crește activitatea mentală a Berbecului și a Scorpionului, deoarece Soarele va fi simultan în conjuncție cu Marte. Activitatea în domeniul educației, formării și transferului de informații va fi caracteristică aproape tuturor reprezentanților cercului zodiacal. Călătorile de afaceri și întâlnirile de la începutul săptămânii promis să fie cât mai productive iar reuniunile și sesiunile de brainstorming vă vor permite să generați noi idei interesante. În timpul lunii pline, lei vor putea finaliza lucruri care au fost lăsate sau amânate, iar balanța va putea să dea cele mai bune rezultate în sfera profesională. Fecioarele vor găsi o soluție la o problemă complexă și, de asemenea, vor reuși să ajute capricornii în sistematizarea informațiilor și a noilor cunoștințe. Săgetătorul și taurul vor putea să-și îmbunătățească baza materială a vieților, peștii vor găsi un echilibru între odihnă și muncă, iar vărsătorul, angajat în domeniul artei cel mai probabil va primi perspectivă și o va putea implementa în creativitate. Quadratura soarelui și a lunii negre pe 28 noiembrie va provoca manifestarea egoismului în leu. Nu sunt excluse nici agresivitatea și dorința irațională de a insista pe cont propriu cu orice preț. Unii berbeci sunt expuși riscului de a suferi răniri și întorse din cauza incapacității de a-și calcula puterea atunci când fac sport sau activități fizice. Susceptibilitatea la ispite și vicii va fi mare în rândul săgetătorilor și peștilor, care vor fi în special credul și sugestivi. Quadratura lui Mercur și Neptun va avea un impact negativ asupra sferelor intelectuale și comerciale, activitate care ar trebui redusă la minimum. Distracția și uitarea gemenilor, fecioarei și peștilor le pot juca o glumă crudă atunci când semnează hârtii și documente importante în această perioadă. Este mai bine să amânați toate lucrările importante care necesită atenție și concentrare până la începutul lunii decembrie. Starea de sănătate nu va fi excelentă pentru cei care au boli cronice ale tractului respirator superior. Trebuie să fii deosebită de atent când iei medicamente. Este mai bine să evitați complet consumul de alcool, deoarece poate provoca accidente. Săgetătorii și peștii riscă să devină victime ale burfei, totuși, adevărul va ieși la iveală foarte repede, reputația reprezentanților zodiilor va fi restabilită dar gustul neplăcut va continua să-i deranjeze destul de mult timp. În ceea ce privește sfera relațiilor, cuadratura lui Mercur și Neptun poate aduce o oarecare falsitate în comunicarea amicală și o tendință de înșelăciune în sfera romantismului. Este mai bine să reduceți la minimum toate contactele pentru a nu provoca nemulțumiri și plângeri în rândul celor dragi. Primele zile ale lunii decembrie vor fi marcate de un sextil armonios al lui Mercur și Saturn, care va îmbunătăți semnificativ starea de lucruri în afaceri, studiu și predare, energia mentală și abilitățile organizatorice, atenția, responsabilitatea și prudența vor crește. Sectorul financiar va primi un impuls pozitiv pentru gemeni, fecioare, capricorn și vărsător. Contactele cu superiorii și oficialii guvernamentali vor fi favorabile, în special pentru balanță, taur și scorpion. Săgetătorul și vărsătorul ar trebui să înceapă cumpărăturile și să cumpere proprietăți mari. Îmbunătățirea sănătății va fi simțită de toți cei care au fost susceptibili de a se îmbolnăvi în zilele precedente. Sfera relațiilor vă va încânta cu tendințe sub formă de reconciliere după conflicte. Construirea de dialoguri constructive și planificarea unui viitor comun. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!